Candidatul Partidului Social-Democrat, Sorin Cârjan, a intrat oficial în cursa pentru ocuparea funcției de primar al municipiului Râmnicu-Sărat. Însoțit de reprezentanți ai PSD, dar și de alți susținători, Sorin Cârjan și-a depus candidatura seara trecută la biroul electoral de circumscripție al municipiului. În cadrul unei conferințe de presă susținută în fața primăriei Râmnicu-Sărat, Cârjan și-a prezentat echipa cu care va candida pentru un nou mandat de primar. El a precizat că lista de candidați pentru Consiliul Local Municipal cuprinde râmniceni din toate generațiile și din toate categoriile profesionale. Începem astăzi un nou capitol în viața noastră a organizației municipale a Partidului Social Democrat și în viața orașului, un nou ciclu electoral. Pe 9 iunie sunt alegeri locale, iar aceasta este echipa pe care dumneavoastră, colegii mei și cei din spatele nostru au desemnat-o să participe în aceste alegeri. Cum vedeți, sunt oameni din toate generațiile, sunt oameni din toate categoriile socioprofesionale. Avem medici, avem cadre didactice, avem ingineri, economiști, muncitori, tineri. Sunt oameni care muncesc în acest oraș, au făcut-o dintotdeauna cu bună credință, cu iubire pentru oameni și cu dreptate. Vreau să știți că în aceste alegeri candidăm pentru oameni, din dragoste pentru oameni și din respect pentru oameni și adevăr. Sorin Cârjan, candidatul PSD la primăria Râmnicu-Sărat, afirmă că în echipa sa au fost cooptați și oameni care nu fac și nu au făcut politică. Aceștia s-au alăturat acestui demers din dorința de a face ca lucrurile să meargă mai bine în comunitate. Echipa din spatele meu și din fața dumneavoastră nu reprezintă doar Partidul Social Democrat. Noi nu mergem în aceste alegeri doar pentru Partidul Social Democrat, ci pentru toți râmnicenii, așa că avem între noi oameni care nu au făcut politică niciodată, nu își doresc să facă politică și nu le vom cere să facă politică. Sunt oameni care au venit pe listă și pe care o să îi cunoașteți în zilele următoare. Au venit doar din dorința de a face din acest oraș lucrurile să meargă din zi în zi mai bine, de la an la an, să fim mai mândri de orașul pe care l-am construit împreună. Cârjan și-ar dori ca cetățenii să participe activ la dezbaterile care vor avea loc în perioada următoare. Eu am așteptare de la oameni să discearnă adevărul, să vadă diferențele între oameni buni, oameni cu suflet și oameni care au doar interese, să nu stea pasivi, să participe nu doar la vot, ci și în dezbaterile care se vor face în perioada următoare, pentru că, să știți, alegerile de pe 9 iunie nu sunt doar despre partide. Nu se vor confrunta partide, se confruntă oamenii care au idei, oamenii care pun suflet în ceea ce fac, oameni care au construit în fiecare zi cu sacrificii. Sorin Cârjan este primar al municipiului Râmnicu-Sărat din iulie 2016.